Procurorii DNA cer arestarea la domiciliul lui Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, din cauza că acesta a încălcat măsura controlului judiciar. În cererea formulată de judecătorii Curții de Apel Constanța se motivează înlocuirea pedepsei prin faptul că inculpatul Petrescu Teodosie a demarat activități de accesare a fondurilor europene, deși acest lucru i-a fost interzis în mod expres și neechivoc prin obligațiile stabilite. Mai concret, pe data de 12 mai 2017, acesta, ca reprezentant legal al arhiepiscopiei Tomisului, a emis un act prin care l-a împuternicit pe Ștefan Aurelian, persoană având calitate de inculpat în același dosar, să reprezinte instituția ca să semneze și să depună documentația pentru obținerea unor subvenții de la APIA. Instanța se va pronunța pe 19 mai.